cuie, ușa mândri prinsă-n cuie. Cu greu mare să ghescuie, cu greu mare să ghescuie. Ușa mândri culăcată, ușa mândri culăcată, nu pot mere niciodată, nu pot mere niciodată. Ușă cu cheie de lemn, descuie te-aș da, mă tem, descuie te-aș da, mă tem. Ușă cu cheie de nuc, ușă cu cheie de nuc, descuie te-aș da, mă duc, descuie te-aș da, mă duc. Ușa mândri, poarta și ușa mândri, descuie oare jandarii, grănicerii cu parii. Descuie oare jandarii, grănicerii cu parii. De ce faci? Iar l-ai stricat? Da. Am văzut că aproape l-ai făcut. Da, dar n-am potrivit una. Și n-a ieșit bine? Da. Asta e farmecul. Uite cum îți pui tu mintea la lucru. Uite, că așa-i? Da. Crina, dacă da. Tot vorbeam de ceea ce au învățat copiii în această tabără, prezintă-mă o fată care poate să-mi spună costumul, prezentarea costumului autentic ca din Maramureș. Ca să vedem ce am învățat. Să vedem dacă își mai aduc aminte. Înainte de asta vreau să menționez ceva. Vă cum să uitau fetele la fecior. Eu cred că la următoarea ediție a școlii de vară va fi în mijlocul lor. Vor avea grijă să-l aibă aproape. Sigur că da. Printre multele activități care le-am desfășurat, una chiar a avut legătură cu portul tradițional și aș ruga-o pe Andreea dacă dorește să ne dezvăluie piesele vestimentare. Aici. Dacă vrei, te poți ridica și în picioare ca să vadă mai... Aici sunt opincile și ciorapii. Aici avem stanul. Aici zadile. Aici am cămașa și pânzătura și zgârdeanul. Zgârdeanul sau barșun. Da, și... Traista. Las, că e foarte bine. Foarte bine. Ai avut emoții? Da. Aici nu trebuie să ai emoții. Aici suntem într-o casă primitoare, cu sufletul deschis, în care descoperim lucruri noi pentru unii, dar vechi pentru cei care au fost zi de zi cu ele. Moș Pupăză. Îi dezvoltă creierul la tânărul ăsta lucrând da, aici? Da, da. Adică, meșteșugurile astea care îl faceți dumneavoastră, dezvoltă într-un anume fel imaginația? Nu trebuie să margă aici. Trebuie să margă, dar trebuie să-mi așa. Și aveți răbdare? Am răbdare, da. Ce ziceți? Le dezvoltă imaginația? Îi ajută pe viitor? Îi ajută felul că trebuie să gândească. Că trebuie să gândească. Trebuie să gândească. Trebuie băgat ăsta în marginile astea și apoi întors așa. Așa, mă vezi? Bravo! Bravo! Și trebuie ăsta cu vârful mare, nu cu vârful mic. Cred că. Eu cred că tu-l moștenești pe Moș Pupăză. Ce părere ai? Semin cu Moș Pupăză? No. Nu semin. Eu zic că semin, ai ochii albaștri, ca și al lui. Hă? Sau numai cu mami. Și mami nu e al lui tati? Eu știu că mai aveți un fecior pe lângă fata asta frumoasă care am e femeie. Am și am două nepoate. El lucră la apia, Ion. Inginer acolo. El lucră la apia și am două nepoate de el. Care e... N-ați făcut brunși mulți. Așa nu place să faci asta. N-am făcut bocotan, n-am avut eu să le dai avere. Și ați făcut numai am făcut cât am vrut. Ce vreau să vă întreb? Aici cum faceți? Ascultați
Da. Două bucăți de lemn? Sau? Da, acolo e făcut el să e ca un lanț. Din tom patrat să scodea până e cu grijă. Cu până grijă. Când iasă belciugul. Până iasă belciugul. Da. E greu? Nu ușor. Nu ușor. Ușor. E migălos. Tare multe să strică până când se gata. Și piesă de pusă, câte piesă nu se strică până când se gata pusă. Și tare migălasă și atâta el iasă. Folosiți un lemn anume pentru fiecare lucru? Aia este zeloză. Zeloză. Aia este zeloză. Iar restul, cum să aia este, este strijara făcută. Dar aia este zeloză, că aia este să le poți trăi cu cuțitul. Și toată sunt crestat, tras cu cuțitul aici. Pă. Și bota din ce vii făcută? Bota din stejar. Din stejar. Ca un material cu fibră dreaptă. Știți așa, e fibră dreaptă, da, da, să nu se usei cu ciotul, să nu se arunce. Și asta să trage la mașină, să face două piese, o formă, trasă la grosime, după aceea să trage la un cuțit dinte, la freză, un cuțit dinte, știi? Și după aceea să pune un holker pe la mașină, la freză, care să taie și pe o parte și pe alta până cam aici. Și să bagă o conductă de PVC, de apă, ca cumva iasă, dacă o găurești cu spreaderul, iasă horinca din aia. Iasă. Deci se întregă numai, dar acolo ai horincă. Aia este o jumătate aici. O jumătate literă. Nu te cortea, să vezi numai. Nu mă cortea, dar... Dar știi cum, totuși, ca să mă creez... În fiecare să vă puneți o jumătate? Să goletul, deci nu? Deci cum să miroase. Eu după miros îmi dau seama de horincă. E horincă de prune. Nu-i ceai de bună seama. Nu-i ceai? Nu. Eu, aia ne-o gură, știu vezi. Nu m-am din nou și eu. Nu-i horincă, sticuri de rânză aici. O strop de lacrimă de Marea Mureș. Dar cum v-a venit ideea ca din această botă să vă puneți horincă de? Că unii foloseau bota pe post de fluier. O să avem într-o emisiune și oameni care îi horez da, la fluier. Da, am văzut. Da, am văzut, știu. Am văzut și la televizor. Cum v-a venit ideea? Știi cum e? Ca să nu vă purtați sticla după dumneavoastră? Eram în grupul Iza cu Ion Pop, 14 ani am făcut el în grupul Iza. Și mi-a spus că trebuie să mergem la Brânciu. Zice, vezi cum te descurci acolo, ce facem acolo, cum merem acolo, știi? Eu nu am pe avut, eu am grei cu mulți domni, n-am avut emoție să mă chem de Brânciu, că știam că e îndrăcit el și împrelesit și buiacă. Și m-am dat și, no, ce să facem? Să facem ceva. Și am un splider de un metru și jumătate așa și am găurit. Am găurit o tufă și am... Cu spragerul am zărut-o mea și am găurit-o. Și am pus horincă în tea și în loc de dobă ăsta am făcut un fuz de ăsta, știi? Acel a fost dobă, acela stupușul, cum îi zicem noi, știi? Ce să vezi? Pe dimineață o spart bota. O ieșit horincă. Că s-a tăiat fibra. Tonuțul în butoi stă horinca, că nu-i tăiată fibra. El e crepat și e făcut din șpont, știi? Da, șpontul, da. Așa se cheamă. Da. Și e făcut doar așa. Nu-i tăiată fibra, el rămâne, nu l-ai stricat. No, și am, cum e mâini, o trebuie să ne ducem. Și am găsit un furtun de plastic care să-mi intre pe gaura aceea și acela l-am băgat și cu acela am mărs. Și când i-am dat-o acolo pe scenă, o zis, nu știu ce să sufle sau ce să facă, știi? Și pe o săptămână l-am văzut la televizor la reclamă și pe aceea eu rămas lui, am dat-o lui. Zice, ce vrei să mă otrăzești? Și Besoiu, încă el încă o zis că de mine, că am fost la Timișoara. Deci l-a spăcălit. Da. Vă merge mintea? Da, bine, nu, ce să faci? Când m-a avut, dacă te legi și vrei să faci ceva și vrei să zici cineva și vrei să depășești ceva, să mai... Văd că aveți și niște simboluri pe botă. Da, ce puteți să spuneți? Să spun așa. Păi colțișorii, așa cum își fac femeile pe la aici.
sau dintele de lup, nu? Da, dintele de lup, sau tot felul de flori, tot felul... Corigăul, mai zic, corigăul, nu, corigăul aici, aici e jocul copiilor. Ia să aici, jocul copiilor, jocul copiilor, du-te vină, știi? Nu, tot felul de... Dar am mai văzut ceva deosebit pe botă, azi să mă orotesc. Oare unde e? Brăduțul. Aici, ăsta. Brăduțul. Brăduțul, ce simbol are? Brăduțul, e vorba de... Brăduțul, de brad. Brăduțul, el e... Vezi că brăduțul e și pom de iarnă și toate cum să și fac. Și de vară. Și de vară, e brăduț. Adică el e... Da. Apropo de brăduț, și în cojoace putem vedea brăduțul. Uitați, aici avem brăduțul. Da. Deci el a fost preluat. Da. Văd că sunteți îmbrăcat moroșănește. Pentru cei care nu știu, că mulți consideră că Maramureșul istoric e cojocul. Astea sunt cele mai... Ce aveți pe dumneavoastră? Cum îi ziceți? Păi am... Cheptari sau cum îi ziceți? Cheptariu. Am cămeașă... Vedem că cheptarul e diferit de cel de pe Mara. De pe Mara o să vedem noi, vădeanii, la în noi următoarea emisiune că e diferit. La noi, de pe Mara și de pe alte sate, poartă cheptarii... Negru. Negru. Noi, care noi, se poartă în vădeanii, post sau de oameni noi, însurați. Noi, Valea Stâjarului și cu Vaduizi și orășenii, ei au purtat cheptarii cu carmajie. Putem vedea și aici avem simboluri, nu? Da, povesteam da, noi de, da, de dintele de lup, uitați, îl avem, da, sau corigăul. Corigăul, da, da. Deci el a fost păstrat. Păstrat, da, se mai păstrează, vezi că oriunde ceva, porți ceva, troiță ceva, oriunde aia se... Dar mustața de la cine o păstrați? Că te povestim de păstrat. Că vă șai de bine. Eu port de zeci de ani. Am jucat într-o piesă de teatru de mult pe vreme. Dar vă așa de bine, adică... Cred că dacă ne știi musteața, n-ați nu mai fi... cunoaște, n-aș mai fi eu. N-ați mai fi dumneavoastră. Păstrează imaginea moroșanului autentic. Da, da, imaginea adevărat. Moroșanului autentic. Dar nu mi-ați vorbit de pumnul din vârf. Pumnul? Să vă spun de ce m-am gândit să fac pumnul, știi, că asta rezultă un fel de... Sau așa vă gândiți că... Nu, am gândit că trebuie să mă duc la... Mă duc să-i duc o botă de asta și una cu balada Miorița, am acasă, n-am adus-o pe aici. Trebuie să duc un alt lui ăsta, lui Gigi Becali, știi? Și văd că tare mult să-l sapă, știi? El, și să-i duc o botă de asta și să-i arăt. Ce trebuie să facă? Că la prieteni să le dea ei și la cealaltă să le dea din testa capăt. Și să nu mai plece din țară. Exact. I-ai dat la unul cu un pumn de ăsta, ponceș, așa de cum, și zice, mi-a dat un pumn, știi? Cum mi-am dat un pumn, știi? Da. Da, păi nu se întâmplă chestii de-astea, dar zic așa, nu. Și vă că-ți v-ați scris și numele pe ea. Da. Propriu-zis... Unii. Propriu-zis, asta am făcut-o la un prieten. Fii atent. Asta e făcută bota la un oșan, lui Ghițușchea, la un prieten noinit. Am luat-o pe asta, eu mai am în mașină o, două, trei bote de astea, da. Asta era cu Horinca, mai fugă la munte, mă la tot, știi? Am luat-o undeva, mai la îndemână. Am un prieten la oșan care trebuie să-i mai fac niște lucrări acolo, niște sculpturi. Și m-a rugat că să-i fac o botă de asta, știi? Și el... Când a zinit după celelalte lucrări, a zinit și după botă, știi, dar zice, vreau să-mi scrii numele pe aia. Dar am unde am adus aminte, m-am văzut că ei. Propriu zis, e bota lui. Dumneavoastră ați auzit de muma pădurii? Să știți că așa. Da, la noi se zice fata pădurii. Fata pădurii. Ne-a spune mai... Îmi pare rău. Pur promisiuni că la următoarea ediție a școlii de vară va fi alături de noi. Da, și mai am o promisiune de furat de la Vasile Iusco, da? Care îi va... le va descoperi sau va descoperi alături de copii tainele dansului popular. Așa este? Da, dar din cap că da. Mulțumim! Și a rămas înregistrat.
Bun. Continuăm. Deci, ziceți. Da, am auzit de fata pădurii, de omul nopții, era poveste, de mult. Astea știi mai multe pupăță să ne spune. Da, au fost? Le-ați văzut sau numai ce ați auzit? Nu le-am văzut, ce am auzit, așa, de n-auzit, zice că fata pădurii era cu copii de cal în loc de picior, avea pupăța știi mai multe. Spune-ne despre fata pădurii, omul nopții, nu? Să vă spun ceva. Au fost și multe lucruri care au fost niște lucruri foarte interesante, care au fost multe păcăle. Păcăleri cu fata pădurii. Să nu iasă fetele noaptea sau DJ? Nu, fii atent așa. La noi umblat călușerii. Umbla cu cai noaptea în luțerne, pe tălocuri. Și au aflat aceștia, gornicii, și-au hotărât că să margă să-i prindă. Și unul a luat o pere de picioraje, știți ce sunt cele catarige, picioraje, și-au cusut vreo două stanuri, așa, lungi și-au fost de vreo 3 metri când ai văzut-o, știi așa. Și-au întâlnit aici pe la noi, pe la Valea Ră, la Valea Malră, cam la Valea Malră, și-au întâlnit acolo, nu mai mărzi ori nici altul veci după ei. Dar vreau să vă spun că eu am întâlnit o grădinuță. Eu am umblat, umblam după Peșvara, așa ne-a scaldat la Iza. Și cum am trecut, cei din Turchiere, de ce, de asta parte la față, a fost un pârc, așa ca o grădinuță, cât 3 mese de este, cam așa a fost. Tot felul de flori a fost acolo, cine le-a prezis și cine le-a îngrijit și cine nu știu. Dar se vedeau copiii de cal? Nu s-au văzut nimic, nici urmă, nici bătucitură, da? Cu tot felul de flori. Sunt multe care... Și ai gândit că așa e grădinuța face pădurii, așa și s-ai propus. Băi, astea au fost imagini. Au fost din la noi, unul, Iordia, lui nostru, Boșca, Dumnezeu, astea care au zis că l-a dus fata pădurii și l-a băgat într-un lom. Și i-a împrăștiat focul și tot felul de minuni la voi. S-au auzit, abia câte... Ei poveste încă este de minciună, încă e bună. Eu știu eu cât am cumpărat cu o tavă vânsă dumneavoastră. Mai povestea multă lume că văzând niște lumnii noaptea care umbla, nu știu cum, slăbănoce, de aceea încă știi să ne spui. Băi, este, să vă spun așa, este să poți ții noaptea, de exemplu, pe întuneric, să vezi niște ochi de vulpe. Care flacără. Poți să vezi o seară sălbatică. N-ați văzut la televizor bufnița aceea, cum o folosește mașină la o doamnă în străinătate? O bufniță s-a băgat acolo și a fost drept în mașină și ei au văzut-o și nu știu nimeni și alții, chemat poliția cineva ca să o scoate de acolo. I s-a văzut ochii acolo. Adică dacă vedea o bufniță, te cheme? Să nu mă chem de bufniță. Ce zici? Tu nu te chem de bufniță? Deloc. Dar dacă se uită odată la tine? Numai când e întuneric mă chem. Că nu se vede tata și nu mă ochii să văd. Ai descoperit un lucru important. Crina, știu că tu vrei să subliniești ceva anume. Da, în același timp în care și noi vorbim despre lucruri frumoase și importante, un alt lucru important, aș spune eu, frumos, se petrece în Sighet. Domnul Dăncuș lansează un documentar biobibliografic. Domnul Dăncuș, pentru cei care nu știu, a fost fostul director al muzeului. Și rămâne director, pentru că așa este. Muzeul din Sighetul Marmației. Sigur că da. Da, și este un etnolog desăvârșit. Da, eu am foarte multe cărți pe care le-am citit și le-am răsfoit să văd și părerea unor specialiști, pentru că dumnealui se încadrează la specialist pe această latură. Sunt cu adevărat foarte bine lucrate și cu multă dăruire și foarte concise. Cu tot dragul vreau să-i transmit că suntem alături de dumnealui. Ne pare rău că nu am fost acolo, dar... Cred că mai multe persoane ar fi vrut să fie, dar din diferite, diferite motive n-au putut. Moș Pupăză, că îmi place cum sună și îmi place să vă aliniez așa. Îmi place că te văd tare dulce. Dulce la vorbă. Dar ce? Dați-mi voie să vă mulțumesc că ați făcut posibilă
întâlnirea noastră aici și că mi-ați dat ocazia să vă cunosc altfel de cum am apucat eu să vă văd aici și acolo și că ne-ați povestit din întâmplările dumneavoastră, din amintirile dumneavoastră, dar și din viața dumneavoastră și promiteți-mi că la o altă emisiune veți veni cu un mare drag aici în casa noastră. Mai întâi de toate să nu uit eu să-ți mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag. Sunt cineva că sunt prezent aici. Meritați. Eu țin să vă mulțumesc, așa că nu știu cum, sunt mândru, am... Nu știu ce să mai zic, n-am cuvinte la acest sens. Și vă rog, ca mai departe, să dați, să dați crezare. Mai departe lecția, da, da. Ce să zic, numai să ne ajute Dumnezeu să creștem mari, să simt sănătoși și să putere de muncă. Pentru că ochii iare, nu se știe când moși pupă zădoi. Crina, îți mulțumesc și ție de asemenea și fetelor că au venit în această după masă, în această casă și că v-ați deschis sufletele și că ați vrut să povestim unele bune, altele mai puțin bune, dar cu sinceritate adevărul de astăzi, da, și de mâine. Nu putem fi pe gustul tuturor, dar încercăm pe cât se poate să fim obiectivi. Asta este părerea noastră despre absolut un anumit Noi îți mulțumim din tot sufletul. Eu n-am să mă rezum numai la această emisiune, ci eu îți mulțumesc din tot sufletul pentru întreaga colaborare. Cu mare drag. Pe care am avut-o până acum. Te știi că sunt deschisă. Și sperăm într-una și mai frumoasă pe viitor. E adevărat, creștem încet. Ești un exemplu, chiar pot să te dau drept exemplu pentru toți artiștii, ai participat alături de noi fără să pui nicio întrebare în plus decât unde, când și la ce oră. Cu mare drag. Și pentru noi a fost un lucru extraordinar. Și la orice oră sunt atâta timp cât este vorba de Maramureșul meu drag. Da, și am dorit să fie cât mai mulți. Mi-ar plăce să te văd la noi acasă. Și puteți să vă primiți la noi acasă. Și vreți să vă întreb și unde și ora? Și când? Când îți avea rând, când îți apuca? Cu mare drag. Domnul Ion Ivanciuc, vă mulțumesc dumneavoastră și fiului dumneavoastră că v-ați îmbrăcat autentic, ceea ce pentru mine mă bucură foarte mult, că v-ați pus traiele de sărbătoare, cum se zice, v-ați șemchis triclopul și că ați venit în casa noastră, în această dupămasă. Mulțumim și noi de invitație și oricând cu mare drag. Cu mare drag. Dragi prieteni, iată că ne aflăm la sfârșitul acestei emisiuni. Sper că a fost pe placul dumneavoastră, că am intrat în sufletul dumneavoastră și că ne veți urmări în fiecare săptămână, la aceeași oră și la aceeași emisiune, Zestrea Maramureșului. Avem multe de scos din ladă, așa că fiți alături de noi pentru că aveți de descoperit multe pe placul și pe sufletul tuturor. Intrat, măi, doruleț, dor.
casa de oameni e măi doruleț dor. La casa de oameni e măi doruleț dor. Să pot veseli și omnie măi doruleț dor și dor. Să pot veseli și omnie măi doruleț dor. Dragi prieteni, vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Permiteți-mi să mulțumesc gazdei Iurca din satul Călinești. Mulțumesc și TV Sighet care face posibil această emisiune. Mulțumesc cameramanilor care își dau toată silința ca această emisiune să fie pe placul dumneavoastră. Cu mare drag, ne revedem săptămâna viitoare, numai bine!